și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, suntem în plin praznic al sărbătorii nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și dacă am fost atenți la Evanghelia care s-a citit, vom vedea că s-a pus accentul pe magi, pe fuga în Egipt, pe vestirea îngerului, deci ceea ce înseamnă că împărăția lui Dumnezeu de sus comunică cu împărăția lui Dumnezeu de jos. Iar sărbătoarea de astăzi, deci cum este ea prescrisă în calendarul ortodox de Sfinții Părinți, este și numită Soborul Maicii Domnului. Întotdeauna la orice praznic mare avem a doua zi sărbătoarea celor care au contribuit sau au fost personajele importante și de referință în actul și desfășurarea sărbătorii respective. Am avut timp și chiar m-am uitat cu deosebit atenție pe toate materialele care sunt legate de problema și de frumusețea praznicului nașterii și sunt foarte multe lucruri frumoase de povestit, de vorbit, de cunoscut și de reținut. Cel din tâi lucru, deci care îl repetăm pentru că și lumea se schimbă în biserică, nu rămâne aceeași, este esențialul acestui praznic, dragostea lui Dumnezeu de a-L mântui pe om. Dragostea lui Dumnezeu de a coborî în lume și a se împăca cu oamenii. Dragostea lui Dumnezeu de a se întrupa în materie, a se face una cu ea, a intra în esența și substanța ei și apoi a-i da șansa de îndumnezeire, așa spune în jertfă și răscumpărare Părintele Galeriu. Un alt motiv pentru care Iisus a venit în lume a fost acela de a fi cunoscut de oameni care meritau să-L cunoască și în planul de mântuire a lui Dumnezeu chiar a fost prevăzut acest lucru ca protopărinții noștri Adam și Eva să cunoască pe Dumnezeu Fiul, de să cunoască tainica lucrarea Sfintei Treimi. De aceea tot Părintele Galeriu menționează și spune: întruparea Mântuitorului Iisus Hristos nu este rezultatul căderii adamice, ci este rezultatul dragostei dumnezești față de omul pe care l-a creat. El nu s-a născut din fecioară, repet, nu s-a născut din fecioară pentru că a căzut Adam. El s-a născut din fecioară pentru că trebuia să îndumnezeiască omul și să-l facă să ajungă la măsura în care binele și rău să fie cunoscut de la nivel dumnezeesc și nu de la nivel pământesc. De aceea Sfântul Ioan Damaschinu se justifică cu un cuvânt foarte frumos pe care îl folosește în dogmatica ortodoxă când spune așa: binele nu este bine dacă nu este făcut bine. Și aici putem înțelege că și ceea ce a vrut să facă Adam prin mâncarea din pom, a vrut să facă bine, el a vrut să fie ca Dumnezeu, s-a grăbit. Probabil chiar dacă am interpretat în sens pozitiv și nu neapărat în sens destructiv, am putea spune așa, că a vrut să-i facă o surpriză lui Dumnezeu. Când vin să se întâlnească, el deja să fie Dumnezeu. Dar a vrut să se facă Dumnezeu cu propriile sale forțe, nu cu forța și cu lucrarea Sfintei Treimi. Lucrarea Sfintei Treimi este una de comunicare, este una de conlucrare și este una de unitate. În sfatul Sfintei Treimi, Tatăl nu ia decizii în afara Fiului, iar Duhul Sfânt, stați cu minți, iar Duhul Sfânt nu se exprimă în lucrare fără voința Tatălui. În momentul în care Duhul Sfânt intervine, intervine prin cuvântul Tatălui, cum spune psalmistul David, cu Duhul gurii lui s-a întărit. Lasă Domnul lumânarea, de o oră o zăpăcești.
Deci cu Duhul gurii lui s-a întărit toată puterea lor. Ce înseamnă toată puterea lor? El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Să dea pământul iarbă verde și pomi și roade. Să dea peștii mării și păsările cerului și dobitoacele pământului. Toate cu cuvântul s-au făcut. De aceea Evanghelia începe așa. La început era cuvântul. Și cuvântul era la Dumnezeu. Deci nu era despărțit. Și Dumnezeu era cuvântul. Și aici vă amintesc încă o dată că același lucru sau o nouă creație a lumii sau o nouă restaurare a lumii vine pe același principiu prin nașterea pruncului Iisus. Prin ce? Iată omul. Spune Pilat aceste cuvinte care rămân în istoria umanității în momentul în care este adus la răstihnire și judecare. Iată omul. Deci acesta este prototipul absolut care trebuie urmat. Cel pe care îl aveți în fața voastră. Și atunci, în momentul în care istoria ne spune, întorcându-ne unde suntem noi astăzi cu subiectul, că în toate regiunile pământului și în toate locurile de pe pământ se cunoștea, deci peste tot erau comunități iudaice, peste totul se vorbea în lume și se zvonea de venirea Fiului la plinirea vremii și de profeții și de prorocii. Dar nu le știa nimeni, nu le cunoștea adâncul, nu cunoștea nimeni interiorul tainii. Și acești oameni veniți tocmai din Persia, oameni care studiau cerul, care studiau astronomia, studiau filozofia, deci studiau cărțile de cultură, au găsit aceste profeții care începeau să bată cu timpul apropiat a ceea ce avea să se întâmple ca eveniment. Și spune Eusebiu de Cezarea că magii n-au venit exact în momentul în care astăzi s-a născut pruncul și a doua zi au sosit magii. Nu. Ci în intervalul primului an de la naștere, deci magii au fost într-o permanentă căutare, pentru că ceea ce s-a arătat pe cer nu corespundea cu ceea ce arăta astronomia. Și atunci, urmărind acea stea permanent, nu au făcut altceva decât să călătorească și să caute, să călătorească și să caute, iar legat de această poveste, tradițiile vechi frumoase povestesc, pentru că așa am crescut toți la țară cu aceste povești de la bătrânii noștri care știau Scriptura neștiind carte. Spune la un moment dat că și în Sinedriul bătrânilor și Hristos despre el s-a spus: cine este acesta care știe Scriptura nefiind învățat? Adică fără să treacă prin mâna rabinului, fără să treacă prin mâna învățătorului de lege de la templu, el știe atât de bine Scripturile. Iată Duhul Sfânt. Și acești bătrâni, tot insuflați de Duhul Sfânt, în tradițiile populare spuneau, spune istoria scrisă, deci documentară, că acești magi sau acești căutători ai pruncului n-au fost neapărat trei. Sunt specificați că a fost și doi, că a fost și mai mulți, chiar au fost la un moment dat prinse în cronici că ar fi existat însemnate vreo 12 nume de magi. Dar s-a luat numărul de magi după felurile darurilor care s-au adus. Adică aurul, tămâia și smirna. De ce? Pentru că fiecare avea un simbol. Și spune că ar fi existat și un alt mag, nimeni nu-i știe numele, care plecând din Persia să vină și el și să colinde în căutarea Mântuitorului, avea un dobitoc mai neputincios, o cămilă mai beteagă și ea mergea tot timpul încet. Și ăsta, din milă și respect față de animalul de care se folosea, nu prea o gonea. El o lăsa încet și mai oprea la un han, mai înnopta, mai medita, mai privea cerul. Și spune că în momentul în care i-a venit vremea să ajungă la Ierusalim, pruncul deja era plecat în Egipt. Îngerul vestise deja: ia pe mumă și pe prunc, vedeți? Nu-i spune Iosife: ia pe femeia ta. Ia pe mumă și pe prunc.
Ei sunt centru esenței din taina mântuirii. Iosif este doar liantul, este cutia care ține esența. Și atunci vorbește de mamă și de prunc, unirea dumnezească cu cea pământească, firea umană, deci cele două firi și două voi, pentru că a luat trup din trupul ei și sânge din sângele ei, dar sămânța, deci lipsind cea bărbătească, ci fiind insuflarea Duhului Sfânt. Și în momentul când a ajuns magul și a găsit peștera goală, supărat s-a interesat și el din om în om pe unde ar putea fi pruncul Iisus. Și s-a dus și el în părțile Egiptului. Când a ajuns acolo, iarăși din respect pentru animalul său pe care nu-și bătea joc de el, era un om milostiv. Pruncul deja s-a întorsese iarăși în Nazaret și iar nu l-a găsit. Și atunci, venind din nou din Egipt spre Nazaret, cel de-al patrulea mag trebuia să aducă pietre prețioase. Și spune că în momentul în care mergea pe cale, cineva era într-o mare primejde de sărăcie până la moarte, la a muri de foame. Și a spus, ia o piatră din asta, lasă că am să duc numai una, am să duc numai două. Mergând în altă parte, a găsit un alt om nenorocit cu alte probleme. Și i-a dat și lui ăla o piatră. Zice, lasă, folosește-o, vinde-o, rezolvă-ți tu problemele. Mergând și ajungând în altă parte, a găsit iarăși un fel de nenorocire umană și i s-a făcut milă și de el, și a dat și ultima piatră. Și a spus, mie mi-e de ajuns dacă ajung măcar să mă închin. Și în momentul când a ajuns în Nazaret, pruncul nu mai era acolo. Și a întrebat, zice, ce știți voi despre Iisus, cel care a venit din Egipt, fiul lui Iosif și a Fecioarei Maria? Vorbești de ăla care a tulburat neamul nostru, zice. Îi la Ierusalim, azi îl răstihnesc. Mergi că ai timp să ajungi. Și când a ajuns la crucea Mântuitorului, ce a spus Mântuitorul de pe cruce? Îți mulțumesc de darurile care mi le-ai făcut. Scriptura ce spune? Milă voiesc și nu jertfă. Deci, te întâlnești cu Iisus când ai blidul cu mâncare, te întâlnești cu Iisus când ai pâinea de pomană, te întâlnești cu Iisus când spui vorba bună, te întâlnești cu Iisus când ai o haină, te întâlnești cu Iisus când ai compasiune, te întâlnești cu Iisus când ești om, că trebuie să fii om, altfel nu te poți întâlni cu El. Și te întâlnești cu Iisus ori de câte ori îl cauți în poruncile din lege. Și spune acolo în poruncile din lege, dacă iubești pe aproapele ca pe tine însuți și pe Domnul Dumnezeu din tot cugetul, din tot sufletul și din toată inima, ești una cu El. Și iată, mai departe, o lămurire despre acești magi, tot citită ieri și frumoasă. Ce erau de fapt acești magi ai Persiei? Regi fără țară, cum spune istoria vremii. Erau niște oameni foarte cultivați, a toate cunoscători, ca niște ambasadori, ca niște miniștri, care aveau o influență puternică oriunde, dar și o cultură vastă. Și din rândul lor erau selectați preoții, așa zișii slujitori, ai templelor păgâne, deci a religiei lor. Și ei erau cei care preamăreau zeitățile sau astrele cerului, pentru că la vremea respectivă, deci la vremea respectivă, când s-a născut Mântuitorul, era la putere, ca să spunem așa, cinstirea zeului Mitra. Și acela se făcea la 6 ianuarie și începea la 25 decembrie. Și atunci, prin secolul IV, s-au gândit un episcop creștin, are și un nume pe care nu l-am memorat, și a zis așa, ar trebui să înlocuim ușor sărbătoarea acestui zeu al soarelui cu această sărbătoare creștină a umanității, pentru că se serba și nașterea și tăierea împrejur și botezul toate odată. Și atunci a luat frumos și a socotit 25 martie firesc, cu 25 decembrie, firesc, 9 luni, este vremea de sarcină a unei femei, în mod normal, a pus ziua nașterii, s-a numărat 8 zile tăierea pruncului împrejur când se dă numele și este prima jertfă pe care o aduce Mântuitorul, vorbim la vremea potrivită, pe altarul umanității și prima picătură de sânge omenesc în dumnezeit, pentru că e și Dumnezeu adevărat și om adevărat, sfințește altarele, nu cu sânge de țap și de viței, cum spune în Apostol. Și în clipa respectivă,
sărbătorim la 6 ianuarie Boboteaza, care nu are nicio tangență, deci să nu credeți că imediat de la 1 ianuarie pe 6 aș fi fost Boboteaza. Nu. S-au rânduit sărbătorile să aibă același ciclu, să se lege botezul tăierii împrejur, care se încheie odată pentru totdeauna și se trece la tăierea împrejur a minții, a simțurilor, a gândurilor și a inimii, adică să înțelegem noi diferența dintre bine și rău, și se trece la botezul cu apă a lui Ioan, cel care este spre spălarea păcatelor, și aici frumos am găsit un pasaj în care spune așa: Hristos de aceea s-a înmaterializat în materie, ca să-l poată face pe om dependent de materie și împreună lucrător cu ea. Și aici ce avem? Apa, care este creația lui Dumnezeu. Poate omul să facă o picătură de apă? Îi dai la chimist, în laboratorul, o moleculă de oxigen și una de hidrogen. Să le unească el, să facă apă. Nu poate. Numai Dumnezeu poate. De ce? Că toate le vrea. Și în momentul în care noi folosim apa ca să ne spălăm păcatele, folosim marele mir să ne pecetluim cu Duhul Sfânt, folosim pâinea și vinul să ne împărtășim, folosim unde lemnul sfințit de la maslu să ne vindecăm, folosim anafora și aghiazma să ne curățăm, suntem în concordanță cu materia care ce a suferit? O nouă transformare și îndumnezeire după căderea adamică. Adam a venit și a spurcat-o, a întinat-o. Hai să nu folosim spurcată, că Adam nu era bețiv, curvar, fumător, onanist, malaș și alte nebunici. Era un om temător de Dumnezeu care plângea la poarta raiului că a pierdut comuniunea cu raiul și spune că a plâns 200 de ani. Ei, în momentul în care el a greșit, materia s-a răzvrătit. Și atunci Hristos trebuie să aducă această unitate între materie și Duh, între cer și pământ. Și vine și o aduce prin ce? Prin îndumnezeirea ei. În momentul în care își ia rădăcină, deci își ia plămădeală din pântecele Fecioarei Maria, din sângerile ei, el se face una cu materia și materia se resfințește, primește calitățile care le-a avut pământul înainte de cădere. Ține minte blestemul că e ieftin. Blestemat să fie pământul din care te hrănești, să-ți dea spini și pălămidă, tu să asuzi muncindu-l, și dacă v-ați uitat, și în ziua de astăzi e valabilă această replică. Omul necredincios și ticălos și netrebnic și nevrednic lasă pământul prloagă, deci nu-l muncește, împlinește scriptura satanică, pentru că asta e mânia lui Dumnezeu, deci satana stăpânește peste blestem. Stă pământul prloagă, deci nelucrat, omul n-asudă, ci face comerț sau semnează acte, documente și protocoale în loc să dea cu sapa, iar cel care este gospodar și serios muncește pământul din care se hrănește și transpiră muncindu-l. Pune o floare, pune un grâu, pune un porumb, pune o plantă tehnică, pune o plantă ce are nevoie, furajeră și așa mai departe. Ca în felul acesta să împlinească Scriptura care spune lucrează și te roagă. Sau care spune acolo în sudoarea feții să-ți mănânci pâinea ta. Un alt lucru pe care îl face Hristos în momentul în care vine în lume, deschide lumii trei căi. Lumina cunoașterii, care este textul Sfintei Scripturi. Și aici am să fac doar trei remarce simple. Matei ne vorbește de magi, ne vorbește în același timp de cetatea Betleemului. Și aici foarte frumos putem aminti următorul lucru. Hristos n-a venit pe pământ pentru o clipă. În conținutul Evanghelilor la Matei spune așa: și eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Deci a venit să rămână. Și la un moment dat o să găsim la Ioan, care e același evanghelist, care interpretează altfel și spune, zice, dacă nu mă duc eu la Tatăl, voi rămâneți orfani. Dar dacă mă duc eu la Tatăl, vouă vă trimit Mângâietorul, care va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Deci, de fapt, ce se întâmplă aici? Se face un schimb de santinele. Pleacă un păzitor înomenit, Hristos, pe care îl vedem cu toții, dar uneori nu-l merităm, și vine o altă santinelă superioară, Duhul Sfânt, care preia comanda și conlucrarea și providența a tot ce este în lume, dar ne dă o posibilitate.
prin această perdea a Duhului Sfânt să se deschidă o fereastră către cer și să-L poți vedea pe Hristos, care ce face? Are o altă misiune. Vedeți? Noi avem două lumi. Una văzută și una nevăzută. În lumea văzută trăim, mâncăm, creștem, ne mulțim, ne hrănim, murim, ne îngropăm unii pe alții, ne ajutăm unii pe alții, ceea ce înseamnă elementul dragoste și iubire și comunicare. Dar dincolo slavoslovim, ne rugăm permanent lui Dumnezeu și comunicăm permanent cu Dumnezeu. Deci acolo e o comunicare care ar fi trebuit să fie între Adam și Dumnezeu veșnică. Dar ea între Sfinți și Dumnezeu este veșnică. Și Hristos ce veghează? Are o altă misiune. Lucrarea Lui s-a încheiat pe pământ, că împărăția mea nu e din lumea aceasta. Și se duce în cer, că are o altă misiune. Ce face? Merge la tronul Tatălui, umil fiind, pentru că este în chip de rob, deci este cu trup pământesc. Ia permisiunea Tatălui de a-L face să-L asculte ce spune Tatăl. Ce spune Scriptura? Tatăl a dat toată judecata Fiului. Eu precum aud, judec. Precum aud, judec. Deci Tatăl aude ce spune Fiul, nu judecă de capul lui. Tatăl n-a fost printre oameni. N-a flămânzit, n-a băut, n-a dormit, n-a mâncat, n-a suferit sânge, jertfă, cruce. Nu, Tatăl a avut misiunea vegherii acestei lucrări. Că aceasta e adevărata viață veșnică, ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Și iarăși spune, și pe Iisus Hristos care L-ai trimis în lume. Și acum Iisus ce face? Îi spune permanent Tatălui povestea despre oameni. Îi povestește permanent ce fac oamenii pe pământ. Tată, sunt neputincioși. N-au avut ce mânca, le-am dat pâine în pustie. Să vezi că acolo sunt bolnavi, sunt ologi, sunt șchiopi, sunt orbi, sunt surzi. Acolo sunt oameni demonizați, acolo sunt oameni îndrăciți, acolo ei sunt chinuiți. Tu nu știi, Tată, ce e acolo, dar poți să mă ajuți într-un fel. Și Tatăl îl întreabă, ce pot face pentru tine? Primește pe scaunul slavei tale firea cea căzută, dar ridicată prin înviere, prin mine, că spune să seamănă într-o stricăciune și răsare într-o slavă. Pune-o pe scaun cu tine ca să devină una cu noi. De fapt, ce îi spune în mod indirect Fiul Tatălui? Tată, eu știu că oamenii ăștia au greșit, știu că în Adam toți mor. Dai șansa să poți să-i faci una cu tine și cu mine prin înviere. Hristos tot se înviază, adică prin mine. Și știi cum îi putem învia, Tată? Îi îndumnezeim ca și pe noi. Și știți ce îi răspunde Fiului Tatăl prin Duhul Sfânt? Toți sunteți Dumnezei și fii ai Celui Preanalt. Prin ce? Prin cruce și prin înviere. Deci iată ce se petrece la nivel de taină în actul nașterii Mântuitorului. Nu e așa o femeie cu un copil în brață, s-a băgat într-o grotă, a stat acolo, au venit trei oameni, au trântit aurul, tămâia smirnă, au plecat, a venit Irod, a tăiat prunci, s-a terminat. Nu. Acolo sunt adâncimi de nepătruns și de necuprins cu mintea omenească. Și după ce a obținut Fiul de la Tatăl această permisiune să-L pună pe om, firea umană care a luat-o el din fecioară, să o așeze pe scaunul Tatălui, Satana a pierdut un război pe care credea că l-a câștigat. Și care e războiul acela? De câte ori vine Satana la ușa raiului să mai ademenească vreun Adam din rai mântuit, îngerul cu sabie de văpaie îl întreabă, unde-i crucea? Că ăsta-i semnul învierii, ăsta-i semnul biruinței. Așa spune, Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta ne-ai dat-o nouă, nu numai nouă, la toată umanitatea, deci tot ce a căzut de la Adam și a crezut în Hristos din Vechiul Testament, la propovăduirea lui în iad, atunci la înviere, și tot de la Hristos până la sfârșitul veacurilor. Și în momentul în care Satana fuge de cruce și se teme numai la auzirea cuvântului ei, îngerul știe că e ispititorul, pentru că raiul e îngrădit cu darul lui Dumnezeu. Deci acolo nu mai intră cine vrea și nu mai iese cine vrea. De aceea a spus Avram, între noi și voi e o prăpastie, nici de la noi la voi nu merge nimeni, nici de acolo nu vine nimeni.
Un alt lucru pe care îl întâlnim în Evanghelia de astăzi, ce este? Prezența îngerului care vine și îl vestește pe Iosif în vis ce trebuie să facă. Îl vedem odată în dilemă atunci când fecioara avea burtică și a vrut să o lase nascuns crezând că e vorba de o desfrânare, de un adulter, și s-a arătat îngerul și a spus: nu te teme, a lua la tine pe Maria, că ceea ce este întrânsa este de la Duhul Sfânt. Și aici avem denumirile pruncului: uns, Iisus, Emanuel cu noi este Dumnezeu și așa mai departe. Dar în același timp aici avem de a face cu altceva. Înțeleptul Solomon, care a fost un visător și un intelectual din punct de vedere al minții și a fost un om inteligent, înzestrat de Dumnezeu cu înțelepciunea, n-a cerut aur, n-a cerut bani, n-a cerut nimic, ci le-a dobândit prin înțelepciunea lui, a spus așa: cel ce tuturor viselor nu crede, filozof duhovnicesc este. Și cum putem noi să găsim același lucru în Sfânta Scriptură, că Iosif se încrede într-un vis și împlinește o lucrare? Vin babele și spun: părinte, am visat găini, părinte, am visat dușmani, am visat câini. Nu e nimic, o să mai visați și altă dată. Dar aici întâlnim un vis care nu este nici profetic, nu este nici hilar, adică ce am văzut ziua mi s-a arătat noaptea prin minte, ci este un vis de înștiințare. Și îngerul i-a poruncit: ce bine ar fi dacă duminica dimineața la 6 s-ar arăta îngerul și ar spune: îți poruncesc, îmbracă-te, dă-i drumul la biserică. Sunt ferm convins că bisericile ar fi pline. Dar nu intervine Dumnezeu în liber arbitru, lasă pe om în mâna sfatului său. Dar aici era vorba de planul de mântuire. Îți poruncesc să iei pe mumă și pe prunc și să te duci să ferești viața pruncului. Și ce tâlcuiesc scriitorii de scripturi și de cuvinte înalte și sfinții părinți și toți tâlcuitorii textelor vechi a textului Vechiului Testament? Că Dumnezeu fiind, deși era întrupat ca om și era și Dumnezeu adevărat, n-a vrut nicio clipă să creeze instantaneul de a crede: da, eu sunt Dumnezeu, un semn cu degetul și totul moare, nimeni nu mișcă în fața mea, nu? A avut desăvârșita smerenie, cum spunem noi la țară, să se dea din calea prostului la o parte. Adică a arătat că e om. A arătat că simte uman, că simte frica, că simte teama. Deci, pruncul Iisus și divinitatea s-au raportat la fenomenul uman obișnuit. Dacă un copil mic țipă la el, un om mare plânge. Ei, și Iisus a fost aceeași calitate. Deci, în momentul în care putea fi pus în primejde, vedeți, la înviere avem un pasaj în care Petru dă să scoată sabia din teacă și să bată el acolo ca să se împlinească cuvântul Scripturii: cu cei fără de lege s-au pus. Și ce îi spune Mântuitorul? Bagă sabia în teacă, cine scoate sabia de sabie va pieri. Și apoi completează: un singur semn și mii de legiuni îngerești ar pierde totul într-o clipă, dar lasă să se plinească Scripturile. Deci, vedeți? Aici trebuie să fim atenți. Pruncul trebuia să împlinească prorocia lui Osia, care spunea: din Egipt am chemat pe fiul meu. Deci, n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Și a plecat pruncul în Egipt, mititel fiind, dar nu vorbind el, și iarăși putea să vorbească, că avem în Noul Testament, avem în Noul Testament, avem deja în legea Harului, în Pateric, când un pusnic acuzat de un incest a așteptat vremea botezului pruncului și a venit și el la botez, umil acolo, într-un colț, preotul a botezat copilul și la un moment dat, cum e obiceiul, când se trece în certificat: dar cine e tata, pe cine trecem? Și pusnicul a spus: lasă că îl întrebăm direct pe prunc, ne spune el. Preotul s-a uitat, vreau să-i zurliu, ce-i cu el? Dar el s-a apropiat de prunc și a zis: fiule, poți să-mi spui cine-i tatăl tău? Și copilul din fașă a spus: el e tatăl meu. Deci, vedeți?
Putea și pruncul Iisus să facă același lucru, să poruncească din scutece. Dar n-a făcut-o. A vrut să fie om ca noi. A vrut să fie rob ca noi. A vrut să trăiască ca noi și să simte ca noi. Deci când vorbim de pruncul Iisus în tradiții care se juca la casa din Nazaret, când a tăiat scândura și a tăiat-o mai scurtă și apoi a întins-o, este o minune făcută în copilărie după tradiții povestită că Iosif l-a certat, dar era sărac și nu-și permitea să strice materiale. Fiind dulgher, tâmplar, Mântuitorul a tăiat acolo după sfatul tatălui său și n-a fost atent și a tăiat mai scurt și atunci Iosif a zis, uite, ai stricat bunătatea de scândură și a zis, lasă tată că zice o reparăm și a tras de scândură și a lungit-o cum a fost. Ei, astea sunt lucruri pe care pruncul Iisus n-a vrut să le facă, că atunci nu mai era un prunc miraculos, deci nu era un prunc îndumnezeit, era un magician. Ați văzut, noi avem magicieni, scot din pălărie iepuri, porumbei, batiste, eșarfe și apoi când întorci pălăria e goală și iar le pune acolo și când întorci e goală. Deci nu, Scriptura nu se bazează pe așa ceva, se bazează pe purul adevăr și pururea realitate. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, eu sunt cel ce sunt, eu sunt lumina lumii, eu sunt adevărul, calea și viața. Deci, vedeți, sunt mărturii concrete care demonstrează aseitatea dumnezeirii și puterea nemărginită, necuprinsă. Și mai departe, ați văzut episodul cu pruncii uciși. Am comentat ceva ieri în scurt și v-am spus, Hristos a vrut ca primii mucenici din cer să fie copiii, ca noi să ajungem la măsura nevinovăției lor și a jertfei lor, pentru că acei copii au căzut nevinovați. Dar am mai găsit, tot citind ieri materialul pentru astăzi, că numărul acesta de 14.000 de prunci uciși n-ar reprezenta chiar totalitatea numărului de copii pe care i-a ucis Irod. Și crimele pe care le-a făcut el de-a lungul domniei lui toate la un loc, pentru că el într-adevăr era un crud și un însetat de sânge și spune că permanent îi plăcea zilnic să ucidă, fiindcă îi plăcea, avea un balsam așa în fire de a vedea cum curge sânge din om și să-l zbate până moare. Era o pasiune a lui. Și atunci zilnic poruncea câte o tortură din aceasta și o ucidere ca să fie el satisfăcut și în același timp să demonstreze cine este împăratul Irod. Asta era nebunia lui. Cum ar fi astăzi unii mărlani, ca să spun așa, prin oraș, care se crede ei mari șmecheri și până nu bat pe cineva nu se simt bine. Sau la o țigară pun un pariu, eu îi sparg lua la capul. Cam așa era și acest Irod, un zănatec. Dar uciderea pruncilor este simbolul slăbiciunii. Deci un om puternic, un om valoros, un om cu doxă la minte, la cap, cu calitate superioară, cu tot ce trebuie el să aibă, nu se teme nici de cel mare, nici de cel mic. Dar omul ticălos și coruptibil, omul păcătos, cum se spune, slab de înger, hai să-i spunem un termen care să-l înțelegeți la măsura răutății, un om de factură slabă, hai să zic așa, un om care nu are o coloană vertebrală, ci se ghidează după rațiunea minții lui bolnave. Deci, un fel de paranoic, hai să-i zic așa, pentru că el nu poate fi socotit un om normal, își face grijă și își face teamă din orice. Deci, un cuțit, dacă îl vede, băi, cu asta pot fi ucis. O bâtă, dacă o vede, cu asta pot fi zdrobit. O mâncare, dacă o vede, dacă e otrăvită. Și noi avem paranoici din ăștia care găsesc la ușă lumânări, ațe, a găsit în pernă, a găsit sub pat, a găsit sub preș, a găsit în borș, a găsit în frigider. De ce? Că nu cred în Dumnezeu. Deci ei nu cred în umanitatea și în învierea lui Iisus Hristos și în nașterea Lui. Cred în prostii, în mărunțișuri.
Și atunci, sigur că ei sunt oameni slab coruptibili. Dar dacă ai luat anafora și ai luat aghiazma, dar dacă te-ai spovedit și te-ai împărtășit, dar dacă ești un creștin adevărat, ce spune Scriptura? Peste șerpi și peste balauri veți călca și de nimic nu vă veți vătăma. De moarte de veți mânca și nu veți pieri. De ce? Pentru că este puterea Duhului Sfânt și al Dumnezeu. Și avem tot așa în viețile Sfinților un mic exemplu care îmi trece acum prin minte. Iustina Fecioara trebuia să fie otrăvită de vrăjitorul Ciprian, cel care devine episcop și creștin. Și îi pune o travă în ulcică, dar ea știa că dacă faci semnul creștinesc, nu va fi nicio problemă. Dar i s-a spus, nu cumva să faci semnul ăla scârbos a vostru, vrăjitoria aia cu crucea, că zice, atunci nu mai are valoare o travă, fără aia. Și atunci Iustina, găsind un mod inteligibil de a rezolva problema, nici ca să fie ucisă, dar să aibă nădejdea în Dumnezeu ei, îl întreabă pe Igemon, fără să facă semnul crucii pe aia. Zice, de unde e bine să beau de aici? Și el zice, dacă vrei tu de acolo, dar eu aș bea de aici. Și a spus, cum vrei tu? Dar de aici dacă beau se întâmplă ceva? Dar de aici dacă eu pățesc ceva? Nu, bea. Și ea de fapt a făcut semnul crucii și a băut o travă și nu s-a vătămat. Deci, vedeți? Un simplu semn al crucii. De aceea și Maica Domnului, când primește darurile, tresare. Tresare. De ce tresare? Aurul să dă împăraților în tribut. Așa e de când lumea și pământul. Și daci au dat tribut, și turci au luat tribut, și perși au luat tribut, și toate națiile pământului pe unde au trecut, în ce cereau tribut? Un aur. Ce are omul de valoare în casă? Aur. Cumpără cineva chetre? Nu. Aurul care era simbolul unui metal prețios, dar este și simbolul puterii, este simbolul megalomaniei, este simbolul bogăției. Când i s-a adus Smirna, nu s-a minunat Maica Domnului, ci s-a bucurat. De ce? I se aducea slujire unui arhiereu, unui preot, unui învățător. Dar când s-a adus tămâia, aici avem două simboluri. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta. Deci era vorba de ceva duhovnicesc care urma să fie în legea cea nouă, dar în același timp toate aceste aromate se puneau de obicei în țările orientale, acolo unde e căldură mare, în balsamurile care se făcea în velitorile de mormântare, de îngropare, să nu miroase omul că acolo nu-i ca la noi, îl sap 2 metri în pământ și îi plui floricele. Faci o groapă în stâncă, pui o lespede, lipești cu niște praf de ăla de lavă vulcanică ce rămâne de la piatră, faci un fel de scliviseală și pui pe marginea, torne aromele ca să nu dea muștele să bâzie și acolo rămâne mortul și putrezește sau se mumefiază. Și atunci a tresărit, pentru că s-a adus și ca unui mort. Dar ce fel de mort? Aici e marea taină. Vedeți că tămâia are dublu simbol. Unul în Vechiul Testament și altul în Noul Testament. Devine simbol ca moarte și a tămâiere, dar în același timp ce face tămâia afară de faptul că degajă mirosul? Se urcă în sus. Ce a făcut Hristos? A murit. A murit și a înviat. Deci iată ce fel de mort, care se urcă la ceruri. Și unde știm lucrul acesta? Tot în Scripturi. Tot în Scripturi. Ce căutați pe Fiul omului, pe cel viu, cu cei morți? Nu este aici. S-a suit în lumina cea pururea fiitoare, pentru care nu încape umbră de schimbare. Știu că v-am plictisit, mai am un minut și am terminat. De ce v-am spus lucrul acesta? Aceste daruri au avut semnificația lor și ele rămân până în zilele noastre valabile. Noi trebuie să aducem lui Dumnezeu aurul credinței. Și ce înseamnă aurul credinței? Simplu, că tot răspunsul e din cărțile de la biserică și filocalie. Aurul se topește în foc și omul ispite. Deci așa cum aurul trece prin toate procesele de purificare,
Dar astea se fac la foc înalt și la temperaturi înalte, așa și omul până la purificare trece prin greutăți fantastice și n-ai să ajungi sfânt. Astăzi, de exemplu, sunt trei forme de sfințenie. Ne punem haine cernite și ne credem sfinți, vorbim pios și ne credem sfinți, sau mai facem pe aia evlavioși și suntem sfinți. Dar astea sunt formele pământești. Formele dumnezeiești înseamnă mistică și ascetică. Post cu înțelepciune, rugăciune cu măsură și fără măsură, adică la treaptă înaltă, și lângă toate acestea, o trăire impecabilă. Fecioria Maicii Domnului este fecioria noastră a tuturor. Smerenia pruncului Iisus în iesle într-un graj de dobitoace este smerenia noastră a tuturor. Chiar acum într-o zi mă gândeam, în timp ce mă alintam cu niște mâncare adusă de o doamnă care a avut grijă să-mi spună: părinte, atât de bun am făcut-o expres pentru dumneavoastră. Și după ce am luat o lingură și am văzut că chiar e bună, n-am mai mâncat, am zis, poate altul moare de foame și uite, ea mi-a făcut mie ceva mai special ca la ceilalți. Ia să mănânc ca ceilalți. Și am băgat sarmale. De ce lucrul acesta? Iisus putea să se nască în cel mai fastos palat, să vizităm noi un Notre Dame sau să vizităm noi un palat din ăsta, cum e Franța, toate palatele astea ale lumii. Nu. A venit într-o grotă, ce-a săpat natura și într-o iesle unde mânca vaca fân. Nici nu era vite, erau oi și măgari. Deci vacile cu lapte erau mai rare la vremea respectivă. Erau de fapt boii, cei care tractau și duceau anumite greutăți. De ce spun lucrul acesta? Ca să se înțeleagă că smerenia Mântuitorului Iisus Hristos nu-i textuală, e reală. Deci aia trebuie să atingem noi, realitatea. Și în momentul în care am gustat realitatea, am gustat nașterea. Și trebuie să avem viața magilor, deci trebuie să avem viața magilor din două motive. De nu vom fi ca magii pe urmele Mântuitorului, căutându-L în biserică, în ceaslov, în psaltire, în vețile sfinților, în filocalie, în dogmatică, în istoria bisericii sau în orice, ca să-i găsim toate rădăcinile, toate adevărurile, nu vom vedea steaua strălucind. De fapt, steaua care strălucește deasupra pruncului, ce este? Lumina cunoașterii lui Dumnezeu. Ce au fost ei așa mirați? Că nu ne uităm noi la lună și la luceafăr seara, pe cine impresionează? Ai, luna afară, e bine. Dar care e simbolul lunii? Deschide epistolele. Una e strălucirea soarelui, alta e strălucirea lunii, Maica Domnului. Alta e strălucirea stelelor. Sfinții, stea de stea se deosebește în slava sa, fiecare sfânt cu lucrarea lui. Iată ce frumos colaborarea dintre astre și închinarea la idoli, la biserica și la creștinătatea adusă de Hristos pe pământ prin legea darului și Evangheliei. V-am spus toate acestea ca să înțelegeți că noi, de fapt, nu suntem nici prunci, nici fecioară și nici magi. Foarte rar atingem această stare. Noi, cel mai des, suntem irozii secolului nostru, care îl ucidem pe Iisus ori de câte ori greșim cu păcatele noastre sau uneori îl ucidem din nepăsare. Chiar nu ne interesează că e împărat, nu ne interesează că ne copleșește împărăția. Noi suntem mulțumiți cu iubirea de sine, cu părerea de sine și dacă se poate, în loc să căutăm pruncul în Egipt, dacă mai există, nici nu ne interesează ce este în Egiptul patimilor. Aici, dacă-s păcătos, ce o face toată lumea, o face și eu? Cum trăiește toată lumea, o trăiește și eu? Unde s-o duce toată lumea, mă duc și eu? Sigur că da. Este cea mai ușoară formă de creștinism. Trăim ca să mâncăm, mâncăm ca să murim, murim ca să nu mai fim și mergem în iad pentru că am existat. Deci este cea mai esențială dogmă la... Avea Părintele Cleopa o vorbă înțeleaptă. Apoi ăștia care trăiesc cu viața sub Șenteron, mai bine nu s-ar fi născut. Deci trebuie să punem în balanță cele două mari împărății. Trupul, care e casa lui Dumnezeu și casa sufletului, templul Duhului Sfânt, spune Pavel, și trebuie să-l grijim și să avem grijă de el, și sufletul, care e scânteia divinității, pentru care vom da răspuns și socoteală la înfricoșata judecată. Facă ca bunul Dumnezeu să vă umple casele de colinde, de bucurii, de sfințenia fecioarei, de smerenia pruncului și de râvna magilor. Amin.